Nu mori, te adaptezi, de Alexander Quinn. Simptomele asociate cu ascensiunea sunt în prezent foarte pronunțate. Acest proces este o purificare cuprinzătoare a tuturor aspectelor vieții cuiva, în special a celor care privesc corpul fizic și utilizarea acestuia. Persoanele care nu se confruntă cu aceste simptome într-o oarecare măsură pot fi încă în stadiile anterioare ale acestei transformări sau nu au început încă să-și dezvolte structurile cristaline. Cei care se confruntă intens cu aceste schimbări sunt probabil supuși unor upgrade-uri și transformări semnificative din necesitate. Lucrătorii în lumină, în special, trebuie să avanseze înaintea colectivului, îndurând schimbări uneori deconcertante pentru a susține lumina planetei și a servi drept ghizi pentru alții. Metamorfoza de la o omidă la un fluture este un efort substanțial și solicitant. Se recomandă respirația profundă, deoarece chiar și atmosfera Pământului suferă schimbări alchimice electromagnetice, prezentând o compoziție diferită față de epoca pre-2012. Această transformare poate duce la unii indivizi care se confruntă cu provocări în aclimatizarea la respirație și la alte funcții fiziologice, pe măsură ce sinele lor cristalin devine evident. Energiile au fost atât de mari în ultima perioadă încât pluteam pe un val de electricitate și am ajuns să nu dorm timp de 2 zile. O experiență minunată, dar acum este nevoie de puțină odihnă. Prin urmare, luați o pauză de la realizarea unui videoclip săptămâna aceasta. Voi reveni la asta în curând. Ține minte, nu mori, te adaptezi. Schimbarea nu este ușoară, mai ales când este permanentă. Noul tu este un upgrade uriaș. Vezi cum este. O sărbătoare. Toată dragostea mea. Alexander Quinn. Traducerea Mihaela.